Buzăul va găzdui pentru a doua oară adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor în perioada 1-4 august. Zeci de elevi reprezentanți ai tuturor consiliilor județene vor veni în urbea noastră pentru a dezbate probleme legate de învățământ și statutul elevului în România. La organizarea adunării generale și-au dat concursul Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Județean, dar și Ministerul Educației din România. Vor fi prezenți 64 de elevi români, căror li se vor adăuga și câțiva musafiri din Republica Moldova. În perioada 1-4 august se desfășoară la Buzău adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor, care se desfășoară în prezența unui număr de 70 de elevi delegați din partea fiecarei organizații județene. În fiecare județ există un Consiliu Județean al Elevilor și din fiecare Consiliu Județean participă cel puțin un reprezentant, cam doi din fiecare. La eveniment vor participa reprezentanții ai Ministerului Educației, Senatului, Ministerului Tineretului și Sportului, UNICEF, dar și delegația administrației prezidențiale. Dezbaterile vor fi găzduite în sala Teatrului George Ciprian. Pe data de 2 august la ora 10, adică mâine, deschiderea oficială. Ei s-au organizat împreună cu noi, cu Inspectoratul Școlar, au sprijin și de la Consiliul Județean Buzău și vor avea invitați din partea Ministerului Educației, din partea Senatului și a Camerei Deputaților, au făcut invitații de la Ministerul Tineretului și Sportului, de la UNICEF, deci ne așteptăm să fie o întâlnire rodnică. Ei au pe ordinea de zi să și analizeze activitatea lor pe ultimul an, vor să-și aleagă și președintele Consiliului Național, dar noi le-am creat condițiile ca să poată desfășura în bune condiții. Cu ocazia adunării generale a Consiliului Elevilor se vor organiza și alegeri pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte.